Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la prima lansare a grupului Humanitas. Nu întâmplător ne-am gândit ca această lansare să fie dedicată unei cărți care a făcut în conjurul lumii, unei cărți care din 1998, de la primele traduceri în germană, engleză și americană, a ajuns să fie tradusă în peste 38 de limbi. Este vorba despre volumul Pianistul, Amintiri din Varșovia, 1939-1945. Ea aparține pianistului, compozitorului Vladislav Spielmann. Volumul a fost tradus pentru această ediție, de fapt ediția definitivă a acestui volum, de polonista Luiza Săvescu. Țin să mulțumesc pentru prezență la această lansare doamnei directoare a Institutului Polonez din România, doamna Agnieszka Schetterska. Invitata și invitatul meu pentru lansare sunt o profesoară universitară care este o renumită polonistă, vă pot spune un singur lucru, este traducătoarea Olgei Tokarczuk în limba română. Este vorba despre doamna Cristina Dodun. În dreapta mea se află scriitorul și jurnalistul și producătorul TV Marius Constantinescu. Pianistul. Despre această carte, un mare poet și cântăreț german, Wolf Biermann, scria în postfața volumului, în postfață care are 35 de pasaje, el fiind și un mare poet, de fapt e un omagiu adus lui Spielmann în 35 de fragmente. Spunea că este o carte despre Holocaust care a fost scrisă la cald. Într-adevăr, Spielmann a publicat o primă ediție a acestei cărți în 1946 în Polonia, care a fost cenzurată și apoi scoasă de pe piață de comuniști. Cartea a început să facă în conjurul lumii din 1998. Rubinstein, bun prieten cu Spielmann, a încercat în anii 70 să o facă cunoscută. Atunci nu a reușit. Probabil nu-i venise momentul. Acum, cartea a reînviat și este din nou retradusă și republicată atât în Europa cât și pe celelalte continente. Este un nou interes pentru cel de-al doilea război mondial, nou interes pentru Holocaust și scriitori din momentul de față se apleacă asupra perioadei respective. Este un lucru foarte bun, pentru că numai așa se prezervează memoria, iar tinerii, care nu știu de la orele de istorie de fapt ce s-a întâmplat, citind cărțile de memorii și ficțiunea nouă dedicată acestei perioade, pot să afle mai mult, pot să înțeleagă istoria dintr-o altă perspectivă, mult mai emoțională și, cred eu, mult mai durabilă. Pianistul, o carte despre ghetoul varșovian, o carte despre supraviețuirea în Varșovia în ruine, o carte despre cum poți să treci prin tot tăvălungul și toate ororile pe care le-a adus fascismul în timpul celui de-al doilea război mondial și mai ales asupra evreilor, de orice nație erau ei, care a impresionat și impresionează în continuare prin ce? Prin faptul, așa cum spune Biermann în postfață, prin faptul că autorul ei nu vorbește cu nicio ură,
nu vorbește cu nicio ranciună și prezintă la rece faptele așa cum s-au întâmplat. În același timp, acest mare muzician e dublat de un magician al cuvintelor, pentru că ceea ce prezintă el aici, dincolo de tragedie, în cuvinte, este plin de poezie. Permiteți-mi să-i dau cuvântul pentru început, doamnei Cristina Dodun.